Ne regăsim din nou, la înapoi la argument, cu basarab Nicolescu. Vreau pentru cei care ne privesc să înțeleg mai bine cum anume uh, construiesc un nou nivel de realitate ca să soluționez contradicția de pe da. nivelul... e deci, bine să explic puțin, asta da. e adevărat. Uh, nou nivel de realitate înseamnă un nou sistem de legi, un nou ansamblu de legi generale, nu legi de detaliu pe primul nivel de la care plec și la care s-a născut contradicția, am descrierile fie prin undă, fie prin particulă. Legile clasice newtoniene, să spunem, ca să simplificăm. Dar legile fizicii clasice. Și observ că eu descriu același obiect și sunt sigur că e același obiect, de exemplu lumina, și unor pot să-l descriu bine, pornind de la ipoteza că este o undă, iar și îl descriu foarte bine, așa. Foarte bine. Și alte ori îl pot descrie ca fiind o particulă. Problema este că nu pot explica cum anume poate fi simultan lumina și undă și particulă. Mai ales că în ultimele experiențe, în aceeași experiență, lumina se comportă și ca undă și ca particulă. Ceea ce este, este absolut vârful demonstrației faptul că e un fenomen nou. Deci este ireductibil, cu alte cuvinte, legile la care se supune lumina, că ai dat exemplu fotonului, a luminii, cu particula lui de fotoni. Bun. Faptul că nu se supune legilor clasice, înseamnă că el se supune unor noi legi. Legile cuantice de discontinuitate în sfârșit. Nu să repet toate lucrurile astea care sunt descrise în cartea mea. Deci noi Deci pe primul și nivel de realitate am ecuațiile Legile, clasice. legile mecanicii clasice. Exact. Și cu conceptele asociate, cauzalitate, locală și așa mai departe. Da. Aceste legi se referă la un tip de realitate pe care l-am numit realitatea obiectuală. Cea a substanțială. organelor de simț, a corpului nostru. Da. Așa cum percepem în experiența noastră exact. cotidiană. Exact. Obiecte precum lumina, fotonul, microparticulele și Universul sutele în ansamblu, da, sau sutele da. de particule, sunt descrise prin alt tip de ecuații, alt tip de legi. În discontinuitate față de primele. Deci, cuvântul cheie, discontinuitate. Deci, Cu nivelul cuvinte. 1 de realitate nu uh, poate fi descris printr-o tranziție continuă spre exact. nivelul 2. Asta este Există ruptură. E o ruptură. O ruptură totală. Nimeni nu a demonstrat până acum, riguros aproximativ, mult s-a demonstrat, dar ca teorie exactă, nu s-a demonstrat că fizica clasică e o limită a fizicii cuantice. Punct. Nu există demonstrații. Și poate că nu există demonstrații într-o cauză extrem de subtilă, care este incompletitudinea pe care ai menționat. Aici îl întâlnim din nou pe domnul Gödel. Eu am lansat ideea asta cu mare prudență în prima ediție a cărții mele, Noi, Particula și Lumea. Mi-era teamă Zic că Voi fi asasinat, între ghilimele, asasinat ca fizician. Dacă spun, niciodată nu se va ajunge la legi de unificare, pentru că Teorema lui Gödel spune că va fi incomplet sau contradictoriu. Dar am spus-o, dulce, dar am spus-o, clar. Da. Și am fost extrem de bucuros când, 10 ani aproximativ, după publicarea cărții mele, exact aceeași idee a fost exprimată de Stephen Hawking și a fost, bineînțeles, primită ca o mare explozie. Când l-am întâlnit de curând, de acum doi ani, doi ani, la în Corsica, am fost împreună la un congres și am spus că i-am scris lucrurile astea înaintea lui. Bun. Dar, Asta e dar, dar, mici lucruri de prioritate. Dar cu o prudență pentru care ai plătit. Prudență pentru <laughs> Exact. E bine spus oximoronul. Prudență pentru care am plătit. Uh, și să revenim la, la, la Heisenberg. Heisenberg. Pentru că Există un mare scriitor român, care era și un mare cercetător al adevărului, care se numește Vintilă Horia. Vintilă Horia mi-a fost un foarte apropiat prieten, foarte apropiat. Și omul ăsta a inventat o nouă formă de roman, în fond, roman inițiat, roman de căutare. Și unul dintre romane se numește Persecute Boez. A fost tradus în românește? Persecutați-l pe Benețiu. Pe voieții, în care unul dintre personaje este lupașul. Inspirat în același timp de lupașul, de Heisenberg, poate și de mine. Nu știu. Bun. Dar același Vintilă Horia, prin anii 60, a făcut o călătorie, a avut o bursă spaniolă și a făcut o călătorie spusă spre centrele Pământului. Așa se numește cartea care a scos-o. Ce înseamnă asta? Vizite care a făcut la mari mari gânditori ai timpului, Gonset, Mathieu, Lupașcu, Heisenberg. Uluitor ce a reunit omul ăsta, cred că s-a tradus de curând în limba română, cartea asta, care eu am vrut să o traduc de altfel. Bun. Și acolo, Vintilă Horian interogează pe Heisenberg, spune ce ați auzit de Lupașcu? Ce da, am auzit, dar n-am avut timp să-l citesc. Dar ce gândiți despre terțul inclus? Ce este o evidență? Heisenberg. Deci, uh, e foarte interesant, pentru că Heisenberg avea o acuitate extraordinară a percepției filozofice a lucrurilor, pentru că, în fond, e pe domeniul filozofic. Observația asta că nu se poate interpreta altfel paradoxurile cuantice decât printr-o logică a terțului inclus. Deci e foarte important că primul loc în care Heisenberg a afirmat asta este într-o carte a scritorului român. Am închis paranteza. Da. E un fapt. Să vedem cum ar arăta realitatea dacă, dacă ipoteza ta este adevărată. Da, ipoteza mea, deci ipoteza multiplicității, da? Deci cum arată realitatea, să insistăm puțin pe descrierea ei. Okay. Nu este doar că e făcută din obiecte de tipul mesei. Dar în realitate, nu pot exista decât obiecte de acest tip. Este o realitate în care uh, din care nu există scăpare într-un sens care dintre ele aceea care are un singur nivel de realitate. Doamne ferește, Deci să, dacă să trăim în acea realitate, Deci este dacă o, realitatea, e o închisoare. Dacă realitatea da. ar fi uh, o realitate în care singurele existențe ar fi de tip obiectual, ar fi obiectele de tip masă, ar fi de fapt e o imposibilitate. E, nu pentru e imposibil, e o închisoare. E o închisoare. O închisoare în care te poți simți bine ca orice deținut, e, că unii deținut obișnuiesc e un ca unii de ținuți cu E ca și cum am fi niște da. obiecte desenate pe hârtie. Exact. Atât. Exact. Și am în fi... care nu există libertate. Și am fi aici. Exact. În hârtie da. Deci noi care avem această, noi care avem încă un nivel de realitate față de asta. Da. Noi vedem că ei sunt prizonieri săracii de ei. Comparați e, sunt în e hârtie. foarte bună. vai este de excelent. capul lor. Exact. E, la fel am fi și noi. Suntem și noi când suntem prizonieri al mentalităților noastre vechi. Pentru că, în fond, suntem prizonieri ai reprezentărilor noastre. Asta e una dintre tezele mele în această carte. Fiecare dintre noi suntem prizonieri, în fond, a unor mentalități, a unor obișnuințe mentale. Ne reprezentăm realitatea în acest, într-un anume fel. Deci, toată povestea să renunțăm, confruntați cu fapte, cu date, cu documente, cu experiențe științifice, la aceste obișnuințe mentale, pentru a înlocui cu altele mai largi, că întotdeauna avem nevoie de obișnuințe mentale, de reprezentări. Dar nu e mai larg ca să permite această uh, multiplicare a nivelurilor în care există o libertate. De ce există o libertate? Dacă ar fi o multiplicare a nivelului în sine, nu ar fi interesant. Ar fi un fel de schizofrenie multiplicată, adică, Relativism. Adică, în în sensul înlocui, aș înlocui da. o realitate care este ca o foaie de hârtie. Cu mai mult efort. Cu o realitate care este ca o carte. Exact. Care nu e interesant, e interesant Eu, simpl, Nu e deloc interesant. E chiar, cum se spun, puțin frustrant. Dar ce este miraculos este unitatea acestor niveluri care este un fapt științific, nu este un fapt filozofic, nu este un fapt metafizic, coerență. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă aș schimba ceva în lumea cuantică, dintre parametrii lumii cuantice, nu ar mai fi aici, adică nu ar mai fi condițiile pentru elementele grele, pentru producerea planetelor, a galaxiilor și pentru producerea domnilor Patapievi și Nicolescu să discute astăzi despre realitate. Modificarea unei mici constante în lumea infinită, mic. Și asta s-a demonstrat. Nu este o speculație. E așa numitul principiu antropic. E o fațetă a ceea ce spun. Sunt multe altele, bootstrap sunt alte lucruri care au apărut în știință, care, dar principiul antropic e cel mai popular dintre ele. Da, merită puțin să-l reformulăm de dragul faptului cu care el ne confruntă. Că exact. dacă constantele fundamentale ale lumii așa cum sunt ele, constanta structurii fine, viteza luminii în vid, constanta lui Planck și așa mai departe, dacă toate ar diferi, sau una dintre ele ar diferi cu enorm, enorm de, de puțin, puțin, enorm de puțin, noi n-am mai fi cu putință. Exact, viața n-ar mai fi cu putință, deci conștiința n-ar mai fi faptul cu putință. Că, faptul că, noi suntem, că viața este cu putință în această lume este consecința unui acordaj extrem de fin a unei multitudini de constante universale ale naturii. Ceea ce îl face pe un strălucit fizician, premiu Nobel, ca Steven Weinberg, să spună că Universul e absurd. Pentru că el nu crede în Dumnezeu și atunci concluzia lui este că acest ajustaș fin înseamnă că Universul e absurd. De ce acest ajustaș fiind dacă nu există nimic în fond? Nicio inteligență supremă, știu eu, divinitate. Bun. El contestă. Deci, Steven, deci, absurditatea Universului e o soluție a problemei. Pe care eu refuz, bineînțeles, din tot ceea ce cunosc din știință. E o, soluție... <coughs> e o soluție leneșă. E o soluție leneșă și neconformă cu ceea ce observăm. Pentru că absurditatea nu este o noțiune științifică. E o noțiune parașutată, e o noțiune ideologică o filozofică. E o, e o reacție emoțională. E o reacție emoțională a unui Dumnezeu care l-a dezamăgit. E real Dumnezeu, Steven Weiber, Bun. Care să fie mult mai deza organizat. L-a dezamăgit pentru că l-a evacuat. Da. E același lucru cu Einstein. A fost dezamăgit de un anume tip de reprezentare a Divinității. Bun. Deci, acest Dumnezeu, dacă există acest Dumnezeu, dar știința nu demonstrează dacă Dumnezeu există și nu. Dar să vorbim în mod, cum să spun, metaforic. Acest Dumnezeu care poate a gândit această lume sau a conceput-o într-un anume fel, este în fond un Dumnezeu viu al mișcării continue, al mișcării perpetue. Și această mișcare perpetuă dă această coerență care scapă rațiunii. Asta este una dintre ei. Adică noi știm că această coerență există. Noi, oameni de știință. Dar nu putem explica de ce. Dar, Basarab, ai spus că e un Dumnezeu al mișcării, un Dumnezeu viu. Imagine, un Dumnezeu. Ima, Suntem eu imagine, în, da. în, în zona metaforei cognitive. Da. De ce nu ar putea să fie un Dumnezeu de tip Dumnezeul Deiștilor? Adică Dumnezeul care dă un bobârnac lumii In, la inginerul, început? Inginerul, inginerul, ceasornicarul. inginerul, ceasornicarul. Face ceasornicul, îl învârte și el merge. Din După cauza, care el s-a retras. Din cauza aleatorului, din cauza lucrurilor cu totul, din cauza limitelor științei. Dacă acest Dumnezeu era un fabricant oarecare, un inginer oarecare, nu ar fi for, lăs, lăsat libertatea pe care o avem de a nu înțelege. E o libertate de a nu înțelege. Nu o sclavie. Adică, știința are limite care sunt impuse de propria sa metodologie. Minunatul lucru al științei este că este conștientă de limitele sale. Deci, aici se deschide ușa spre necunoscut necunoscutul pentru totdeauna, care coexistă cu ceea ce ai cunoscut. Trebuie gândite în același timp. Nu este un Dumnezeu, cum spunea nu știu ce gânditor leneș teologic, un Dumnezeu al nemanifestatului, adevărului nemanifestat. Nu este asta. Pentru că în sistemul de realitate pe care îl dezvolt în carte, adevărul este în același timp manifestat și nemanifestat. Este manifestat în ceea ce observăm, în nivelurile de realitate ale obiectului, în nivelurile de realitate ale subiectului, care sunt în noi, dar este nemanifestat în acest terț ascuns, care este între obiect și subiect, despre care nu putem spune nimic, decât că este acolo. Deci este rațional, dar nu este raționalizabil. Nu este transformabil într-o teorie. Ei, lucrurile astea cred că teologia ar putea învăța ceva de la uh, modul în care oamenii de știință au încercat să înțeleagă realitatea cu care se confruntă. Vreau să-ți construiesc o obiecție da. la ideea ta că, pornind de la Revoluția din științe, trebuie să uh, revoluționăm modul în care noi înțelegem realitatea. Și anume, obiecția sună așa. Sunt experimente bine circumscrise, cele care se, reflectă, se referă la lumea în ansamblul ei, sau cele care se referă la interacțiunea cu obiectele, cu lumea microparticulelor. În definitiv, poate că realitatea lor așa este. Da. Dar realitatea cu care noi ne confruntăm, aceea în care noi ne naștem, ne maturizăm. Devenim, studiem, devenim adulți, ne căsătorim, avem copii și, în cele din urmă, murim. De ce această realitate trebuie modificată într-un fel? Ea nu trebuie modificată, cum să spun? A, nimic nu trebuie. Ea este sau nu este. Eu nu. A, lucrurile de trebuie sau nu trebuie le refuz în discursul meu. Pentru că, pentru mine, nu există decât conformitatea cu ceea ce gândim, observăm. Sau încercăm să gândim. Deci, în sensul ăsta, eu n-am spus niciodată și n-am scris niciodată că trebuie plecat de la știință ca să revoluționăm teologia sau filozofia sau știu eu ce. Nu, ar fi o absurditate. Deci, nu asta afirm. Ce afirm eu e că trebuie pus în conformitate cu știința. Ceea și cu totul altceva. Pentru a avea e o imagine clar? coerentă. Pentru a avea o imagine coerentă a lumii. De ce? Care e ipoteza mea? Și o spun foarte clar că nu ascund nimic. Ipoteza mea este că natura nu este căzută, cum spun unii teologi. Unii spun natura e căzută. Ce înseamnă natură căzută? Dacă natura e căzută, Dumnezeu e căzut. Logic vorbind. Deci o natură căzută, eu n-am întâlnit-o încă. În practica mea de om de știință am găsit un miracol al frumuseții. Al bogăției care a stimulat foarte multe lucruri în ultimul secol. Și în artă, și în poezie, nu numai în știință. Bun. Deci această natură este una dintre multiplele splendore ale divinității, am putea spune, puteri care există. Deci natura are și ea un cuvânt de spus. Atât spun eu. Nu spun altceva. Nu spun că trebuie porni de la natură să modificăm. Ar fi absurd. Nu există transferuri posibile. Ar fi o greșeală și filozofică și epistemologică. Ceea ce spun eu este faptul că istoria nu este pentru nimic. Istoria are un sens. Și asta am un mare precursor pe Mircea Eliade. Pentru că Eliade spunea, există istoria, bineînțeles, care pare un accident, pare un, o serie de lucruri haotice, dar există în același timp dimensiunea transistorică. Am două gândite împreună dimensiunea transistorică. Și același lucru îl spun în natură, eu. În sensul că există o dimensiune transnaturală care se manifestă în natură. Noi pe ce nivel de realitate existăm? Pe toate. Pe toate. Da, alegem care ne convine. Și din păcate alegem, cum se spun, o mică cămăruță într-un palat ca să rămân la nivelul imaginilor. Realitatea e ca un palat, cu, să spunem, o mie de camere. Iar noi alegem realitatea unei cămăruțe, oarecând vrem, asta este realitatea. Și ne bucurăm acolo, în cămăruța respectivă. Și deodată cineva ne ademănă, spune, stai, să deschidem ușa. Sunt alte camere, e un palat aici, unde locuiești. Deci, cred că o ființă umană, și în sensul ăsta, cred într-adevăr că sunt un creștin ortodox. Uh, trebuie să spun că pentru mine ideea de Teozis e foarte importantă. Uh, deci, acest corp pentru mine nu este căzut, corpul fizic. Este un templu. Este un templu în care toate dimensiunile sunt prezente, posibil, potențial prezente, nu actualizate încă. În care moartea, de exemplu, fizică este. Un punct al trecerii, dar în același templu. Templu care este templul corpului. Deci, această multiplă splendoare a realității este legată pentru mine de ceea ce numesc real. Adică, cum știi foarte bine, marele pariu al filozofiei din totdeauna, a fost cum să facă legătura între realitate și real. Adică în ceea ce rezistă. Realitatea și ceea ce este. Punct. Nu știm să spunem mai mult. Și s-au văzut întotdeauna separate. Realul, pe de o parte, transcendența, divinitatea și așa mai departe, pe de altă parte, realitatea. Păcatul, lumea în care am căzut, cum sunt ele legate? În mod ciudat, am plecat de la o intorigație a științei ca să ajung la ideile astea. Așa a fost de meu. Ce să fac? Bun. Deci, Legătura între real și realitate este prin această descriere transdisciplinară a mișcării între subiect, obiect și terțul ascuns. Am depistat în discursul tău trei niveluri, cel puțin. Transdisciplinaritatea este o epistemologie, este o ontologie, dar este și o teologie. O logică, spune, n-a spune o teologie. Pentru că teologia este altceva. Teologia trebuie respectată așa cum este. Deci, cu siguranță, nu m-am gândit la lucrurile astea. Gödel avea tentativa asta. eu vrea să, form să formuleze o religie axiomatică. Eu nu am tendința asta și nu am iluzia asta. Deci, pentru mine, teologia este altceva. Este legată de dogme. Dogmele nu sunt de domeniul transdisciplinarități, este altceva. E o altă, un alt domeniu de acțiune. Deci, pentru transdisciplinaritate, într-adevăr, putem vorbi de trei niveluri, foarte adevărat, ontologic, epistemologic și logic. E de ajuns <sus> pentru construirea unei legături, unei filozofii. Teologia este altceva. De acord. De ce acest mod de a înțelege realitatea nu este doar în zona, de fapt, a logicului, a epistemologicului și a ontologicului, ci cumva este ca... are și o dimensiune morală. Sigur, fietică. Ai, 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 ai folosit mai devreme, pornind de la imaginea uh, cu hârtia, a fi prizonier în bidimensionalitatea hârtiei. Ai spus asta este pușcărie. Da. Deci e ceva... Care ține de un soi de, de, de comandament moral, de, de a acorda felului în care noi suntem în lume întreaga bogăție a prezenței noastre. În cum, lucruri concrete da, și practice. Da. Cum cumva, da. dacă aș fi doar pe un nivel de realitate, ca să păstrez metafora da. ta cognitivă a faptului că le conținem pe toate, bun, aș fi unidimensional, aș fi. Uh, dar a fi prizonier este acest lucru, a fi prizonier ori mi se pare, citind cartea ta că există și o motivație profund etică Foarte în a spune dragii mei bogăția noastră este ca o datorie față de un fel al nostru de a fi în lume care trebuie redat așa cum este bogat, amplu, liber da, e, e un lucru... O să pornim și la asta de la o afirmație a lui acestui om pe care îl respect atât de mult, Charles Sanders Peirce, mare gânditor al secolului 19, începutul secolului 20. El spunea următorul lucru. Realitatea poate că este o fantasmă. Că nu există. Și că noi o construim din frică. ne e frică să trăim într-o lume fără realitate. Dar, adăuga el, dacă o realitate există, ea se mișcă, trăiește, trăiește, realitatea trăiește și are o ordine. Cu alte cuvinte, avem o capacitate de a corespunde aceste realități. De ce spun asta? Pentru că este un punct care m-a ghidat în multe cercetări ale mele, în multe cărți care le-am scris, această responsabilitate pe care o avem în lumea practică. Noi vorbim mult astăzi, de exemplu, de dezvoltarea durabilă. De unde poate veni dezvoltarea durabilă? De la economie, care e centrată pe eficacitatea pentru eficacitate? Cu siguranță nu, pentru că e împotriva ființei umane. De unde poate veni? De la religie. Care religie? Sunt multe. De la știință. Care științe? Sunt multe. Cu alte cuvinte, astăzi, o idee serioasă despre dezvoltarea durabilă, trebuie să aibă toate aceste componente în același timp și în particular legătura între homo economicus, care este o realitate indiscutabilă a zilei noastre, și homo religiosus, cel care face legătura între sensului în lumea aceasta. În acel moment, conceptul de realitate pe care îl dezvolt și sunt și alții care îl dezvoltă, ne poate ajuta pentru că ne dă o cheie. Ideea că realitatea este plastică. Cu alte cuvinte, realitatea se modifică prin prezența noastră. Un mare lucru în fond dacă îl absorbim și îl înțelegem bine. Nu înseamnă că noi creăm realitatea, ar fi interpretarea naivă, dar înseamnă că prin prezența noastră realitatea se modifică. Cum se modifică? sau în rău, în momentul în care noi acționăm în mod neconform cu realitatea și încercăm să impunem voința noastră de putere, voința noastră de manipulare a celorlalți și așa mai departe. În momentul ăla, distrugerea este foarte aproape, chiar a specii umane. Dar avem libertatea de asemenea să mergem în sensul mișcării, în sensul acestei realități multiple pe care o vedem și în natura, și în gândire, și în sistemele sociale, umane. Și atunci, marea noastră responsabilitate, cred că asta este, să ne conformăm acestei mișcări între diversele niveluri de realitate pentru a răspunde acestui imens pariu al unei lumii care fie va dispare, pentru că e prea complexă, prea complicată în același timp, care a acumulat prea multe mijloace de distrugere, putem distruge astăzi, mâine, planeta de patru ori, nu o singura dată, de patru ori, cu bombele atomice acumulate. Sau avem această responsabilitate de a merge în sensul unei realități pe care o modificăm prin prezența noastră, mergând în sensul realității. Ce înseamnă asta? Înseamnă o dimensiune etică, foarte adevărat, o dimensiune morală, o dimensiune de creație. Eu uh, spun în ultima vreme ca un fel de slogan, dar pe care îl voi repeta și acum, transdisciplinaritatea e ca un fel de accelerator de creativitate. Cum se rezolvă vechiul divorț de care pomeneam în prima emisiune, dintre științele spiritului și științele naturii, dintre abordarea care ține seama de. Faptul că, așa cum spunea Hölderlin, poetic, viețuiește omul pe acest pământ, și faptul că uh, a ști înseamnă a putea, cunoașterea înseamnă putere și cunoaștem ca să stăpânim. Cum poate transdisciplinaritatea să rezolve acest conflict? Printr-o rezurrecție a subiectului. În fond, subiectul a fost asasinat uh, prin faptul că s-a spus, Că există această separare brutală între subiect și obiect, subiectul devine un obiect și în acel moment este asasinat. În momentul în care transdisciplinaritatea aduce un terț, un terț ascuns, între subiect și obiect, atunci subiectul devine din nou viu. Și aici cred că este marea soluție. Da, nu există un risc al literaturizării, al poeticizării științei? Cum există un risc peste tot, când este o noutate a gândirii, dar cred că dimensiunea poetică este o dimensiune de cunoaștere, dacă ea este plasată în consonanță cu toate domeniile cunoașterii. Domeniul poeziei nu este un domeniu pentru mine, un domeniu de amuzament, un domeniu de consum oarecare, nu, dar sunt... un domeniu de cunoaștere. Da în momentul în care uh, uh, văd uh, o ecuație a fizicii matematice și știu că ea corespunde unei, adică descrie în mod eficace un domeniu al realității, uh, nu se poate, cu atât mai mult dacă știi să o deduci și fă, cu matematica ei, nu se poate să nu ai fiorul că ea este frumoasă, Exact. Într-un sens în care dimensiune un poem de estetice. Shakespeare este frumos. Deci, cunoașterea exprimată matematic are o frumusețe a ei, nedoiată. E o dimensiune estetică indiscutabilă. Dar tu spui de altceva, mai tare. Tu nu spui de frumusețea uh, instrumentelor cu care noi cunoaștem. Tu vorbești de faptul că. Frumuse... că Frumusețea însăși este un instrument de cunoaștere. Da, asta o dezvolt foarte mult într-o carte a mea, care se numește Teoreme Poetice. D dăm voie a. să fac ritualul. Da. Acest obiect, pe care sper că se poate una dintre camere opri, se desface în acest mod, se deschide în acest fel, și se dezvăluie un ansamblu de fascicule care alcătuiesc împreună o superbă carte-obiect datorată lui Mircea Dumitrescu, o senzațională uh, creație artistică, acesta este Basarab Nicolescu, în, de chi el. în chip de teoremă poetică, Cartea se numește Teoreme Poetice. Reprezintă o traducere din originalul francez, Teoreme Poetice Bilingvă. Asta este o ediție bilingvă. Și A mai franceză. apărut în românește o traducere la cartea românească. Aceasta este o nouă traducere. Și bilingvă. Ediția franceză completă. Da? Pentru prima dată. Și în... pentru prima dată ediția românească completă. Înainte era incomplet. Deci avem un număr de, de cărți care reprezintă secțiunile uh, teoremelor poetice a lui uh, Basarab Nicolescu. Este o carte superbă. Trebuie, spus că, trebuie spus că sunt 52 de exemplare. Da. Sunt 59 de două de originale. Nu este întâmplător că este numărul 52 care reprezintă numărul săptămânilor din an. Nu m-am gândit. Se poate. <laughs> Într-un fel la nivelul teoremei poetice, este un mare an despre care și Platon vorbea. Nu avea 52 de săptămâni marele lui an, dar aici avem 52 de cărți obiect superbe. Poți să-mi spui, Basarab, ce este teorema poetică? Teorema poetică este un oximoron, bineînțeles, în sensul că nu este nici teoremă, nici poem. De fapt, nu este nici aforism. Mi-a apărut în mine, într-un restim de timp extrem de scurt, ceea ce nu se întâmplă. Cărțile mele sunt scrise în ani și ani de zile. Această carte a apărut în câteva luni. A apărut în mine, s-a scris în mine. S-a deșteptat o voce? S-a deșteptat o voce dicta, care mi-a dictat. Exact. Uh, în e foarte ciudat, nu este un dicteu automatic, nu este suprarealist, e o altă poveste care nu îi știu originea și nici nu mă interesează într-un anume sens. Știu că am transcris. A apărut și a dispărut? A apărut și a dispărut. Nu mai a reapărut din 94 niciodată. Extraordinar. Da. A fost o experiență fabuloasă de scris, de scris în sensul transcris și uh, care au apărut într-o dezordine totală și singura mea contribuție e ordinea care am găsit-o, care este ordinea de aici. Trebuie să spun de asemenea că unele teoreme din diverse motive au fost eliminate din prima ediție română, care a apărut în 93. Din ce motive? Unele din cauza limbii, pentru că era foarte greu de pus echivalențele din limba franceză în limba română, Traducătorul fiind un mare scritor, Leonid Mamărilă, Leonid Arcade, cel care a condus celebrul cenacru de la noi, care a lucrat șase luni pe traducerea acestei cărți în limba română, și care mi-a spus, zice, da, da, unele teoreme vor jena foarte mult în spațiul românesc, care nu sunt obișnuite cu libertatea asta de gândire despre unul și multiplu și așa mai departe. Deci, cu acordul meu, au fost eliminate. Deci, e prima ediție în care sunt reintroduse. Te aștept la un scandal. <laughs> da. <laughs> De ce nu sunt aforisme? Nu Buna sunt oară. aforisme. De obicei, un aforism rezistă prin el însuși. Spui așa, ce fericire că nu trăim în lumea cuantică, îmi spun un mare prieten. Vai, da, dacă citești numai asta, e greu de înțeles. Deci trebuie să citești o mulțime de alte lucruri, chiar în dezordine, care se leagă între ele, în sensul de să spun, nu sunt aforisme. Spunem. Contrar unor critici care mi-au spus, nu sunt aforisme. Aș vrea să te întreb despre statutul transdisciplinarității. Este o filozofie sau este o știință? Nici filozofie, nici știință. Ah, mă temeam la terțul inclus. De ce? Pentru că cuvântul trans, prin definiții, cuvântul latin, înseamnă ceea ce este între, ceea ce traversează și ceea ce este, este dincolo de. De ce? Dincolo de discipline, de domenii, de cunoaștere. Ce poate fi dincolo? Dumnezeu? Nu. Pentru că asta i domeniul altceva. Uh, ce poate fi dincolo? Metafizica nu. Metafizica e o disciplină academică. Deci, ce poate fi dincolo? Noi suntem dincolo. Ființa umană e dincolo. Deci, dincolo de. Înseamnă subiectul, ființă umană, reîntregit, reintrodus în cunoaștere. Deci, în sensul acesta, transdisciplinaritatea nu este filozofie, nu este religie, nu este teologie, nu este metafizică, este o metodologie a cunoașterii. E o ambiție mare, în fond. Însă, când spui că există un doctorat care se poate lua în transdisciplinaritate, înseamnă că este o metodă. Nu, este o știință a metodelor, știința și arta metodelor. Metodologia nu sunt metode, o singură metodologie poate fi compatibilă cu mii și mii și mii de metode. Deci eu furnizez instrumentul care pot, poate genera mii și mii și mii de metode, fiecare în domeniul respectiv în care va acționa studentul când va avea doctoratul. Ce pregătire trebuie să ai ca să dai un, să ai un doctorat în transdisciplinaritate? Pregătire uh, convențională, disciplinară. Asta e interesant în transdisciplinaritate, trebuie să fii competent într-un domeniu ca să poți începe să fii într transdisciplinar. Într-un într domeniu. Bine de știință, sau? Al... Nu, poate să fie orice domeniu. Artist plastic. Tâmplar. Tâmplar. De ce nu? Un domeniu în care să știi perfect ceea ce faci. Să dau un exemplu ca să fac înțeles. Am venit un student, mi-a propus o temă despre suprarealism și fizica modernă. L-am acceptat imediat, bineînțeles. Dar asta presupune să ai competențe și în fizica modernă și în suprarealism. mai nu. Nu. E, nu era competent de... în literatură. Dar nu rezultă ceva diletant, amatoristic? Dacă s-ar face în sensul specializării disciplinare, va fi diletant, pentru că este imposibil. Dacă se face în sensul pe care eu îi învăț pe doctoranți, este posibil pentru că învăț o metodologie a legăturilor, nu a competențelor, care sunt imposibile. Deci, diletantismul este eliminat de metodologie. Asta, din fericire, pentru că altfel ar deveni un fel de magmă neinteresant. De asta mișcarea foarte, se dezvoltă enorm pe plan mondial, pentru că s-a văzut în primul rând, în domeniul educației, a, a, cum să spun, fecunditate, cum se vedește în domeniul medicinei. Se dovedește în multiple alte domenii. Poate o să ajungă într-o zi și în politică a, să se dovedească. Deci nu este diletantismul. Diletantismul este un concept disciplinar. De acord. De închisoare. un concept de închisoare diletantismul. Da. De, de cușcă. Pot folosi transdisciplinaritatea ca o tehnică de, de, de gândire? Ca o tehnică, de am spune cuvântul tehnică, e un cuvânt conotat, o metodologie de gândire, cu siguranță. Da. Îmi vine acum în minte următorul lucru. Ca, ca eu să fac în actul gândirii uh, sinteza, dacă pot folosi termenul. Da între afirmația da și afirmația nu, eu trebuie să-mi pun mintea în mișcare într-un anumit fel. Să o suspend de pe nivelul de realitate în care există da și nu și să o sui cumva pe un nivel de realitate în care să pot gândi simultaneitatea lui da și nu fără să cad în banalitate, în diletantism exact. sau în mai știu eu ce. Exact. Orice. Să luăm un exemplu simplu. Să luăm un iubitor al poeziei lui Alexandri. De ce nu? Dar cum? foarte respectabil. Și eu, foarte respectabil, îl iubesc și eu. Un iubitor al poeziei lui Barbu. De ce nu? E foarte respectabil, de asemenea. Dar nu-l poți înțelege că e un barbu cu aceleași instrumente cu care îl înțelegi interioare pe Alexandri. Aici se cheia. Să-l fi luat pe omul pentru care Barbu avea boală pe Argezi. <laughs> Poezia Leneșă. Da. Gândirea leneșă. Gândirea leneșă este gândirea pe un singur nivel de realitate. E o definiție care îmi vine în minte acum la emisiunea noastră. Asta e gândirea leneșă. Pe, pe același îndemn pe care am terminat prima uh, întâlnire cu tine, îl terminăm și pe a doua, și anume, nu fiți leneși, realitatea are multe niveluri, explorațiile pe toate, dar având mereu conștiința, că le aveți pe toate, cel puțin așa ne învață Basarab Nicolescu. Îți mulțumesc foarte mult! Eu îți mulțumesc, într-adevăr!